continuă seria protestelor declanșate în luna august a acestui an în rândul polițiștilor de penitenciare. În această dimineață, aproximativ 100 de angajați și-au arătat nemulțumirile vis-a-vis de orele suplimentare efectuate în fiecare lună. Potrivit președintelui sindicatului independent Vulturul, două săptămâni din lună reprezintă doar orele suplimentare care le sunt plătite angajaților. Totodată, deficitul de personal de la penitenciarul de la Bârce este de 30%, fapt pentru care paza persoanelor private de libertate se efectuează și de către deținuți. Este al patrulea protest început de luna trecută. Fiecare săptămână colegii au ieșit în fața unității în mod spontan. De data asta am avut o acțiune de protest autorizată. Principalele nemulțumiri sunt faptul că nu ni se aplică în integralitate legea salarizării. Am avut promisiuni încă din luna mai că o să fim la zi și guvernanții noștri nu se țin de promisiune. A doua chestiune ar fi și solicitarea noastră ar fi ca să fim scoși din ecuația acelei ordonanțe a austerității, în sensul că ni se desfințează niște posturi, niște radiază niște funcții neocupate, ori noi deja avem un deficit, cred că la nivel național, de 7-8 mii de persoane. Imediat după jumătatea fiecarei luni, colegii din operativ ajung la maxim cu plafonul de 180 de ore. Asta înseamnă că imediat după jumătatea lunii, colegii de la operativ fac ore suplimentare. În cadrul penitenciarului Deva, deficitul de personal este de 30%, iar din această cauză, paza în incintă se efectuează și de către deținuți. Totodată, angajații din penitenciar spun că au concedii de odihnă restante din anul 2021. În prezent, sunt aproximativ 750 de persoane private de libertate și circa 100 de angajați în sectorul operativ.